E mai bine așa. Ne pregătim pentru noapte. Probă de lanternă. Merge? Merge. Prieten pescar, bine v-am găsit la o nouă emisiune Info Pescar, bineînțeles. Cum v-am promis săptămâna trecută, suntem la complexul Two Lakes Two Brothers pe Tâncăbești și am venit la Somania. Somania este un concurs tradițional de acum care se desfășoară așa în perioada sfârșit de iulie, câteodată început de august. O să-mi spună vecinii mei imediat de ce și cum s-au hotărât. Noi am venit să vedem ce se poate prinde aici. Și pentru că am bătut așa malul lacului, am constatat că sunt echipetari de tot. O să-l vedeți pe Sorin Drăgoi în acțiune, care cum și-a aruncat lansetele, cum a și prins. Un somote mic, e adevărat, dar a prins, a făcut deschiderea. Pe acest lac menționez că s-au prins capturi enorme, enorme. Ce vedeți la televizor, cât un pescar cu un somn de 20-25 de kilograme, sunt minori față de ce se prinde aici. Îl am alături pe nimeni altul decât patronul acestei acumulări și administratorul, Vlăduț. Vino puțin până la el să vedem ce face. Vlad Parfenie, prietenul nostru, care ne primește cu drag pe Tâncăbești și care a devenit un pescar maniac. Maniac! Bolnav! Participă la Crab Mania, la Som Mania. Au făcut Tâncăbești, Open Tâncăbești. Boilis Mania. Bun, eu o să stau în noaptea asta, o să încerc împreună cu Vlad niște șmecherii. Și am început noi cu... Hai să le arătăm telespectatorilor, pentru că oricum emisiunea se difuzează spre sfârșitul concursului. Participanților nu le dai voie să se uite la televizor ca să nu vadă ce am făcut noi aici. Poate să spun. Da? Folosim o seringă hipodermică din aceea folosită pentru bolnavi de diabet, pentru insulină. Și în această seringă am pus feromoni. Feromonii se găsesc la magazinele de pescuit, așa în flacoane. Sunt special pentru somn. Există și pentru alte specii de pești, dar noi folosim pentru somn. Are o culoare ciudată, sper să nu vină brigada antidrog după noi. Sunt feromoni care put înfiorător. Înfiorător! Gândiți-vă cel mai împuțit lucru pe care l-ați mirosit vreodată și veți avea ideea acestui miros. Ce am făcut noi cu feromonii? În primul rând, că urmărim să dăm cu lipitoare. Eu vorbesc la plural acum, deoarece stau aici lângă Vlad și încerc să vedem dacă au efect metodele moderne. Luăm lipitoarea, pur și simplu, îi injectăm câteva picături de feromon. Și după aia o punem în cârlig. Nu o mai țin în mână pentru că m-am put. Vă dați seama că ea, prin mișcările pe care le are în apă, va începe să degaje ușor-ușor acel feromon. Zbaterea este mai violentă, prin înțepare iese și un pic de sânge din ea. O să vedeți și cum este cu lipitoarea întoarsă, care s-ar părea că la somn are eficiență foarte mare. Însă eu nu am folosit așa ceva pentru că nu știu să o întorc. E un motiv foarte simplu. Îl lăsăm pe Vlad să... Nu că e cam urât să o întorci. E chiar scârbos. Trebuie să ai nervi de oțel și stomac de fier, nu? Da. Bun, îl lăsăm pe Vlad. Stai, spune-ne ce ai pus acolo. O scoică. Deci? Puțin lăsată la uscat. Scoică de baltă, da? Scoică de baltă, deci la aruncare, deci am lăsat-o puțin la soare. Ca da. Să întărească ca în momentul când facem lansarea să nu sară din ac. Ok, deci e un pic întărită și un pic a prins și un miros, așa? Da, are și un miros. Așa, bun. Deocamdată suportabil. Ce cârlige folosești? Ia. Runner. Nu marca, mărimea. Sunt de 1? De 1, cred că sunt, da. Și montura este de tip paternoster, adică deasupra plumbului, la o
înălțime de la o distanță de cât? 40, 45 de centimetri, da. 50 chiar. 50 de centimetri. Cu un forfac scurt. Adâncimea cât este în fața, în fața ta aici? 3 metri, nimic. 2 metri? 2 metri jumate, 3, 3 și... Așa, și o injectez și pe domnișoara Spăică. Un pic așa, dă-i, dă-i mai mult înțepături. Opa! Hai că poate avem parte și de un drill. Ăștia sunt somote. Așa. Eu cred că ajunge, nu, nu folosi chiar tot. Să nu dea în efect invers, în loc să atragă, să îndepărteze. Ia, dar doar puțin am. Spune-mi, chiar ai mult somn în baltă? Enorm. Și am înțeles că vrei să mai scapi. Mai trebuie să mai diminuăm din deci el. Deci ce se prinde să reține, deja, da? Deja, da. Deci peștele care e sub 10 kg se reține. Ca virgulă cantitate bucată. Ca greutate bucată. Pe bucată, da. Da? Deci se pot reține. Cei peste 10 kg se eliberează înapoi în balcă. Se pare firesc, sunt capturi deja, sunt... Sunt, da. Și plus că deja, fiind foarte mult, a început să dea și la cap. Și la crab să se dea și la crab și la boilis. Deci mănâncă și la boilis. Chiar ne mănâncă în a dat de boilis. Da. Deja începe să devină o problemă. Ia-o, ia-o. Fii atent să nu-ți încurci firul că l-am muiat de tot. Serios? Știu că nu fac nimic, dar uite când te lipește așa. Nu-i plăcut că se lipește de... Da. Ai bani niște feromone acum, da? Foarte plăcut să stai cu asta, mă. Auzi și ciute. Una singură îi pui? Una, păi. Îi ajunge asta și dăm puțin cep. Să încercăm să aruncăm pe la vreo 80 de metri. 70-80. Așa departe? Puțin mai departe. Am aruncat la 10, 20, 15. Asta încercăm să aruncăm mai departe. Cred că schimba cele, nu? Bag de alea, mă. Ce cuminte? 3-2? 2-2? 2-2, 2-2, 2-2. Ia să văd. Adu-mi ciogul, tu. Unde-i? Ăsta este la lipit, la lipit. Scoica. La scoica injectată, scoica, da? Scoica injectată. Ia, uite mă, nici 20 de minute n-au trecut. Paulă, ce... Are efect. La acolo pe... Dar patru nu l-am văzut. Dar să știi că e destul de... Mic. De pănețel, nu? Da? Da, nu te rășiu, să nu fie ciupit. Da, deci pe locul 2. Sunt pe locul 2? De unde știi tu? Deocamdată ești. Uite mă pe ce. Mușcă, mușcă.
sau? Mamă, fii atent ce l-a cușetat ăsta. Așa e, l-a tărat. A luat, uite mă, are aia... Scoica. Scoica în gât. Recuperează-o. Să o recuperezi din gura lui, a? Da. Mă, mă vezi, dar mai, la, mai de bine mă vezi. Vrei să recupereze? Omul, să duce. Stai liniștit. Ce faci, mă? Lasă-l să mănânce. Pe ultima lui masă. Ultima lui masă? Ia uite ce frumos e. Asta să fie direct, că mulți nu cred. Ia uite ce frumos e. Da. La 3 kg. Da. Și dacă te uiți puțin atent în... cu un zoom așa, da. În gura lui este... Ia, bagă mâna și deschide gura. Uite aici. Uite scoica, da. Scoica e în gât. Deci la scoica. Da. Uite ce liniștit stă. Știi că îl... Da, îl poză. Bagă-l la apă. Ei, Hamude. Hamude, vino încoace să stăm de vorbă un pic. La ora asta? Domnul la ora asta. Este organizator cu aventura pescuit cu Sorin Drăgoi. Da. În primul rând vreau să te întreb cum de-ai organizat anul ăsta. Hamude Nisan, el e tata somnului de pe Tâncăvești. Deci noi am încercat să facem ceva nou față de ce a fost până acum. Cu număr de lansete, număr de echipe. Știi ce, te rog, vorbește un pic mai tare că te acoperă greierii. Da. Deci noi am încercat să fie ceva mai nou. Am văzut că ai îmbănit numărul de lansete. Număr de lansete, sunt 6 lansete, ceva nou a fost și cu plantat. Adică se plantează cu bărcuță, încă n-am apucat să filmez. Cu bărcuță sau cu barcă. Sau ajută, cu barcă. Deci ne ajută mai mult ziua. Da. Poate găsim larg, la adâncime. Da, seama că ziua nu vine la mal. Nu vă încurcați între voi. Nu. Dacă respectăm fiecare culoarea lui, da. Nu avem de ce să ne încurcăm. Și văd că a început foarte bine, prima noapte a început. Deci asta este a treia la captură. Da. A luat Sorin, a fost Sorin a luat un somote. La vreo jumătate de kil. Director Șerb a luat unul de 5-6 kg și acum da. Domnul Vlad. Poate o să fiu următorul eu. Dacă tu ți-ai pus marker luminos Atropa pe apă. Da, am nădit mult în zona acolo și așteptăm. Cu ce ai nădit? Cu ce se poate nădi la somn? Cu scoica. Adică există un mix pe care faci bulbere, așa? Da. Deci am folosit făină de sânge. Eu propun să mergem să-mi arăți mixul așa cum arată. Faină dacă nu l-ai aruncat pe tot. Nu. Oprește și hai să mergem la standul lui Hamude. Deci avem scoici uscate și trebuie să fie uscate la nădire, altfel vine suprafața dacă sunt moi. Scad din cârlig, da. Avem hrobșniță aici. Aici e mumeală clasică. Deci am nădit și... Și aici o mumeală mai puțin clasică. Da. Deci asta nădire am nădit cu peștișor, cu ficat. Opa, filmăm și la tine ceva? Da. Cred că calamar. Fructe de mare? Fructe de mare, da. Deci am folosit-o pentru nădit, pentru cârlig mai multe scoica și corupșniță. A, și deci de nădit ai nădit așa cu... Da. Mm-hmm. Am nădit în zonă. Cu racheta? Nu, cu racheta, cu bărcuța. Cu bărcuța ai nădit. Da. Bine, hai că așteptăm, poate trage ceva la bateria aia. Și față de anul trecut se punctează orice somn, somotei. Indiferent de dimensiune? Da, numai captura peste 2 kg se punctează. Peste 2 kg? Peste 2 kg. Aia înseamnă că cea prin Sorin Drăgoi... E punctat. Deja e locul 3, Sorin. Captura trebuie să fie de la 2 kg în sus ca să... Deja s-a luat captura. Da, s-a luat. S-a luat 35 peste. 35 kg avem deocamdată. Spune-mi, care e recordul tău? Ăla la care s-a oprit cântarul la 60? Da, în 2005 la concurs. Care era peste 60, da. Kg, da. De atunci s-a mai prins mai mare? Mai mare nu. Anul ăsta s-a luat pe cel mai mare 45 de kg. Uh-huh. Și recordul tău la crab care e? Că în emisiunea trecută te-am dat... 21.700 la Tâncăvești. 21.700. Spune, mai pescuit somn și în altă parte decât pe baltă, adică în râuri? Nu. N-ai fost în Dunăre, în Delta? N-am avut ocazie, nu. În Delta n-ai fost? Am fost, dar n-am dat la somn. Aha. În Delta mai mult la Ștucă.
O știu că. Îți place și la răpitor? Da, e foarte frumos. Bine, aștept să ne demonstrezi ce, ce prinzi. Fir întins. Mersi frumos. Te-a luat prin surprindere. Da, e o agață pe aia. Ia uite, voi ce de ghioană pe geamul ăsta. Aolea. Asta e captură de captură, băi. Dom'le, la 17 metri pe ele scoase le dau, dom'le, nu, nu mai stai. Aia extraordinar. Auzi, păi dacă vin cu ăsta de la mama ta. Deci aruncate de lume. Deci de ăsta e plin. E full. Uite la curopii s-am dat asta. Da. Voi ce să vezi acum? Nu, mă gândeam că ai legat râmele altfel. Nu le-ai băgat pe arca așa, nu le-ai crucetat pe arca. Păi nu-i râmă, măi, cu obișnui. Nu, așa se vedea râmă de aici. Da? Da. Sunt băcut-o cu obișnui sau? Trebuie să-mi adă o rulotă în pace. Mușii mei l-au lăsat în carapace. Ha? Și dă și cu fără, mă. Da, îi dau... Îi dai cu fără, mă. Dau, dau. Cocoși, putem însare peștele în apă. Și asta, bine? Da. Că mâine dimineața îți mulțumesc să-mi aducă și drogul și gata. Ai drogat-o, gata. Păi da, asta-l prinzi. Hă? Da, asta-l prinzi. Bă, ăsta vine să fură meseria. Vine cu ce? Am dreptul, că n-am dat niciodată. Tati, lasă-mi. Vino, stai, iau un scaun, dar nu aici destul. E suficient, e suficient. Am văzut cum l-ai tras, am văzut ce ai băgat, l-ai drogat, gata, e normal, stau aici, dar cu știu. Lipitoare, bă, băiatul. Uite să-ți arăt că eu insista pe lipitoare să o întorc. Asta e la lipitoare întoarsă? Da. Uite, prima. Da. Uite, asta e întoarsă. Și asta este... Mai vii? Uite, vii. Încă mai mișcă. Bine, mai mare, mai mic, dar ai adunat trei deja. Da. Cred că ai dat într-unul mai mare acum. Mă uit, da. Știi la ce e asta? La ce? Scoică. La scoică. Oh, 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 te cam trage. Amudi. Amudi. Să-i, să-i. Să-i, să-i. Să-i, să-i. Să-i, să-i.
De ce te... De ce crezi că... Vine ca un crab? Unde ți-e miciuc? Poate că atât de să nu fie crab. Ia să-l vedem. E, n-are chiar. Cât are? Are vreo 6? Uite, vezi? E scuic. Da. Aia pică la... Mă, cât a luat-o frunte. Aici e problema. Uite, asta-l iau. Da. Cu feromon. Injectată? Injectată, da. Nu știu, sunt de mare efect feromonii ăștia. Ia să-l vedem, stai mai măricelul. Da. Are la vreo 5-6 kg, nu? A, 5 are. Bă, nu te zbate. Vrei să-i faci așa un cadru frumos, da? Uite ce frumos e. Nu se deschide groasă. Bambina. Bambina. Single. Mai fii stringul, s-a dus, după aia uite înapoi. Uf, 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 nu mai lăsa să dorm toată noaptea, ai prins pește. Acum s-a făcut ziua, nici acum nu mă lași. Mamă, mamă, ce e aici? Câte kilograme au avut? Păi, 5 și ceva, 5. Două, un kil, 500. Cam atât au fost. Trei bucăți? Patru. Patru. Da. Da. Hai să luăm câte unul de la mare, facem... Asta pare a fi cel mai... Asta e. Cred că e cel mai mare până acum. Pleacă, pleacă, pleacă. Asta să știi cum pleacă pe aici. Felicitări și fir întins în continuare. Mulțumim, mulțumim. Că de-abia sunt nici 24 de ore n-au trecut. Da, sper să veniți să filmați ceva mai mare. Da, 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 da. Păi și eu aștept marea captură, nu? Da, da. Hai,
păcat să ne șarbă și mie, în cel nouă lemn. Bine, mai era bună să nu aia, dar nu știu. Să fă lucrul la rână, așa. Și Rex e curios. Ia le-am și uitat. 390. Acum am făcut un arbit. Vă dăm o lăsați, dar eu nu sunt aici. Bine, și treci pe ea. Mai mare ca al meu, da. Mai mare, mă. Am atât. Așa. În kilo 170. Un kilogram? Deci, noi suntem terminați. Vrei ca să te terminați? De la campioni. Hai bine, că nu vreau să pun cu ea, mă, nu știu dacă vreau să pun cu ea. Hai, ăsta e în pom. Ăsta e în pom. E din dreapta, dar e riscant. Da, spune la pom. 2870. 287. Bine, am înțeles. Ce faci? Da, poate le vezi cu o subarugă. Hai, alt. Alt. Ce depărtare vreți să o trimiteți? Până când se termină gut. Aole, și dacă mai vrea fir? Dacă mai vrea, îl oprim. Nu mai avem. Dacă vrea somnul fir? Dacă mai vrea somnul fir, vedem noi ce-i face. mai înădiți repede o bucată. Acțiune ceva azi noapte? Nimic. Acțiunea somnul, am prins. Am avut unul care nu am fost un nou numărit și era dus peste toate celelalte. Mi-e frică să vă urez fir întins. Dacă luați unul mare, nu știu de unde îi mai dați fir. O sticlă goală n-aveți? Cât a avut 11 jumătate. Ia-mă o sticlă de aia cu apă. O sticlă goală, dacă aveți, o umplem cu apă de acolo. 11 jumate? Uite, l-ai pe sus. Poate că de lumină mai bine. Uite. Asta mai solidul se încumva aici, arată ăsta așa liniștit. Nu e codiță. Trebuie să vă acordați. Mai bine, e codiță. Deci știi acum a luat somote Vlad de căldura. E bine? Am mai luat Vlad? Da. Și am mai avut două trăsături. Haideți să vă explic acum ce înseamnă feromonii. Așa cum v-am spus, se livrează în flacoane micuțe și se găsesc la magazinele de pescuit, având diverse ținte. Crap, somn, răpitor, sunt și pentru răpitor, în funcție de specia de pește pe care doriți să o prindeți. În principiu, feromonii sunt substanțe biotice, de natură biotică, secretate de către ființele vii și care au rolul de a transmite mesaje indivizilor din cadrul aceleiași specii. Cel mai semnificativ mod de a observa cum funcționează feromonii este la cel mai semnificativ exemplu este acela din lumea insectelor. Și am să vă dau exemplu fluturilor de noapte, care
ca mod de atracție sexuală au acești feromoni. Ați observat în jurul lămpii, când apare o femelă, în jurul ei imediat încep să roiască o grămadă de masculi, tocmai atrași de emanările hormonale, pentru că sunt niște hormoni în fond, emanările de feromoni. Un alt exemplu este șirul de furnici, care se ghidează după aceste impulsuri chimice care acționează asupra cortexului, asupra altor parametri de simț decât ai noștri. Cred că la oameni s-a cam atrofiat simțul ăsta hormonal. Încercăm noi să ne mai dăm cu parfumuri de mosc, cu tot soiul de atracții de ăștia, să spunem, ca să le mai stimulăm pe domnișoare să se uite la noi, dar parcă nu mai au același efect. Sau domnișoarele să ne stimuleze pe noi. Mai repede aromele florilor și a parfumurilor cu care stă. Însă, așa cum vă spuneam, feromonii au rolul de a transmite mesaje indivizilor din cadrul aceleiași specii. Și aceste mesaje sunt de genul atracție sexuală, delimitare de teritoriu, hrană, teamă și în momentul de panică al unui individ dintr-o specie emană puternic feromoni și toți ceilalți indivizi din cadrul speciei lui sesizează pericolul și fug. Așa cum v-am spus, sunt elemente chimice care acționează asupra cortexului și în cazul peștilor nu sunt glande olfactive, nu intervine mirosul, nu intervine gustul, ci pur și simplu senzorii speciali pe care noi nu-i avem, nu-i posedăm și care percep asemenea impulsuri. Eu acum nu știu de ce, să vă spun sincer, de ce în cazul somnului, așa zis și feromoni, care sper că au dreptate, chimiștii pot să mă contrazică sau să confirme, s-ar putea să fie feromon, dar senzația mea e că se bazează mai mult pe un miros foarte puternic de cadavru. Mm-hmm. Cam asta e. Mai mult un miros și un gust foarte puternic de mortăciune, pentru că somnul știm și noi că e un sanitar. E un sanitar al bolților care consumă cadavre, putrefac, tot ce organisme în putrefacție. Chiar are predilecție pentru așa ceva, chiar dacă prinde un o ființă vie, o bagă în cotloanele lui și, ia uite, zboară cu cuvele, porumbei, ce-i pe aici? Îl bagă în cotloanele lui și așteaptă să se macereze puțin ca să-l mănânce. Probabil că digestia se face altfel cu... Nu mă pricep atât de bine, dacă ar fost Gigi Ștefan aici, probabil că n-ar fi spus exact care este procesul. În cazul feromonilor, în orice caz, pot funcționa ca un atractant sexual, să spunem. Pot atrage masculii sau femelele dintr-o specie de pește în zona respectivă unde pescuim, datorită influenței feromonilor. Dar asta nu înseamnă că îi va și face să mănânce, neapărat. Da. Așa că îl folosim ca atractant. Ca atract, doza trebuie foarte bine avut grijă, pentru că o cantitate mare de feromoni s-ar putea să strice locul, nu să atragă, ci să îndepărteze. Așa că vă recomand pe fiecare să testați, când vă duceți la pescuit, doze de la foarte mică, crescând, până când vedeți care este limita de efect maxim și o folosiți ca atare. Vlad, spune-mi în continuare ce concurs urmează. Urmează Open Târcă Bești, deci organizat de Senzor și Nae Bădulescu. Și Boilies Mania, asta în octombrie. Sunt deci două... Open Târcă Bești chiar acum peste... Unde locurile s-au completat. Sunt completate, domnule. Sunt date, sunt... Da. Dar de ce e așa bătaie mare la... pe locurile de la Târcă Bești? A, eu ți-am ridicat mingea la filou, acum laudă-te. Eu nu pot să mă laud. Vă spun eu, vă spun eu de ce, pentru că aici capturile au început să fie din ce în ce mai mari. Și, da. Și surprinzător,
așa cum ți s-a întâmplat și ție ieri alaltă, când, sau chiar astăzi, nu știu când, astăzi parcă, mai apar crapi mari care n-au fost prinși niciodată. Da, chiar ăsta n-a fost prins deloc astăzi. Deci mai există surprize în Balta aici după atâția zeci de ani. Un crap, nu mare, la 10 kg. Și, 90 kg. Și când vă spun 10 de ani, când vă spun 10 de ani, nu exagerez, pentru că un crab de 20 de kilograme are vreo 22-23 de ani, nu? Cel puțin. Da, e... Deci chiar am rămas surprins că nu era înțepat, că n-a mai fost înțepat. Dar era negru, negru, negru. Bun. Cade luna peste noi. O așteptăm. Stelele au început să licărească. De pe Tâncăbești atât, vă lăsăm să vedeți festivitatea de premiere și ce mai găsi acolo, să vedem ce ne-ai mai filmat. Pentru Info Pescari, surprize, în orice caz plăcute, sper, și adevărat. Vlăduț, îți mulțumesc, aștept să ne vedem la concursul următor unde particip, da? Da, aici particip întotdeauna și poate merg la Sărbești. De fapt, cred că nu, tu ești aici, tu ești șeful pescărimii. Fratele tău, Ovidiu, se ocupă de gospodărire, nu? Adică eu nu știu, mai dau și la pește, mai mult și urcup de... Păi da, nu se poate cu toate deodată. Bine, mulțumesc mult, ne vedem la concurs. Dumneavoastră, stimați telespectatori, aici avem caseta, vizionare plăcută. Fir întins. Cred că al tău de 60, am 30. Nu, are mai mult. Ești fracătarul pe livre. Posibil. Pune-ți aici. Pardon? 15. Ce, Dumnezeu? Ce ne-a prins mai mult decât de sunt? De înseamnă că au avut loc întâlnit cu boga grip. Hai, ce? E greu. Da? 15.63. Bună, părea mai mare, mă. Ce greutate de drum, mă. Ia, saltă-l un pic, pauză. Recuperăm. Recuperăm ce-am pierdut. Mai ai, mai ai. Mai am. A fi atent ce buchet de râme am băgat, ai de râme de... Ia să văd. Da. Eu mai știu de nervi ce am băgat. E imediat. Păi, se vede? Sunt 10 milioane de la comun.
Ca la România zice, asta e la lucrurile. Locul al doilea, am trei câștigați și de cei care au... Se vede mai bine. Domnii... Se vede mai bine și domnii. Milioane cu suport box de la firma Sărbă. Să trăiască!